Haide-c capa. Deci cum o să nu te uiți deloc, deloc? Ce faci, bă, moșulică? Drag eu frumos, bagă un parcare, că e foarte nasol când te ocolim. Aia, te doar, nu? A, uite și pe ăsta. Mă, uite de prost. M-am călcat pe mine! A, uite-l pe ăsta cum m-a oprit. Ce faci, frate? Nu mă vezi? Doamne, frate! Ia, fii ce-mi place, că așa la motocicletă. Tot e blocat și noi ne facem loc. Mă vedeți, mă, niciunul, mă, bă, gavaș, p***ură. Doamne, frate. Ia să vedem. Dacă vă gați pe roșu voi, nu? Stai, p***ura, măti, că ai roșu. Nu vă uitați niciunul. Aveți roșu? Alo, boss. De ce nu bagi undeva în parcare, te rog? Bag un parcare undeva. Păi, era să mor din cauza ta. Ok. Ia uite, nu, de ce treci pe roșu? De ce? Te calci mașina, ia. Băgați-vă frumos în parcare. Băgați în parcare că e foarte periculos, mai ales pentru noi bicicliști, cum stați așa aici pe margine. Când vă ocolesc, poate să mă lovească cu mașina. Uite, știu, uitați-vă un pic cât de în pericol îmi pun viața cu mașina asta parcată. Ce ai făcut, mă, câte sunt? Nu mai avem, bă, nicio scăpare. Nesimțirea e în floare. Și pentru că am vorbit cu Rimă, să mă pupem cu stimă toți șoferii ăștia. De c***.
Mamă, ar fi vis, frate, să fie toate pistele așa ca asta. Așa să oprești, mă, pe trecere. Ia să vedem, știu că a făcut Marius de curând un clip pe tema asta, dar sunt tare curios. Și eu să văd ce se întâmplă aici. Da, trebuie să trec prin baltă. Să vedem cum e pista de bicicletă de pe Pantelimon. Ia să vedem. Hai că ne întoarcem așa frumos. Așa. Ia uite, și acum ce fac? Urc peste el? Săram cu BMW. Nația mătii. Mai aveți acolo un trotuar pe partea aia. E acolo un trotuar, știți, nu? Lat. Nu, ăla e trotuar lat, aici e bandă de bicicletă. Nu contează, e bandă de bicicletă. Extraordinar, asta e problema ta acum, nu? Păi unde a spune ok, îmi pare rău, trebuie să mergi pe trotuar. Nu, nu iau, trebuie să mergi deloc pe partea asta pe aici. Că te lovesc în pana mea și pistă de bicicletă, care e problema? Nu, te muse pe trotuarul celălalt, nu te la o parte. Ești... În fine. Doamne, de capul meu. N-ai mă cu cine, mă, poftim, exemplu. Am luat shower mică pentru burtică. Ia să ne și la întoarcere cum e pista de bicicletă. Bă, are în măsii trotuarul la 2 metri, frate, lățime. Aolo, iar dăm de prostul ăsta.